Ryan, I want to share with you now the experience of the work starting Sierra Leone. Fraților, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră veștile despre cum a început lucrarea în Sierra Leone. The Bible tells us that affliction happens to all our brethren around the world. Biblia ne spune că frații peste tot pe pământ vor suferi strâmtorări. And Christ did not promise us an easy life in this world. Și niciodată nu ne-a promis Domnul Iisus o viață ușoară așa pe pământul acesta. In John chapter 16 verse 33. În Ioan capitolul 16 cu 33. Christ his son. Ne-a spus. In the world you shall have tribulation. În lume veți avea necazuri. But be of good courage. Dar îndrăzniți. I have overcome the world. Eu am biruit lumea. So the first contact we received from Sierra Leone. Primul contact pe care l-am primit din Sierra Leone was of two pastors. A fost din partea doi pastori. Of the Adventist Church. Din biserica adventistă. And they had contacts with the IMS as well. Acești frați au avut contacte și cu biserica IMS. So they want to know more about our church. Și au vrut ei să știe mai mult despre biserica noastră. They found us through the internet. Ne-au găsit pe internet. So they sent me a message. Așa că mi-au trimis o scrisoare. And I sent them some material. Și le-am trimis ceva materiale. And we start studying through emails. Și am început să purtăm această legătură prin e-mail-uri să studiem cuvântul. And one of them would call me sometimes. Unul dintre ei urma să vină câteodată. Until it came to the point where I saw they were really interested. I saw they were really interested. Până la un anumit nivel al discuției noastre, când am simțit eu așa că ei sunt cu adevărat interesați de biserica noastră. So I asked Brother John Bosco. Așa că l-am rugat pe fratele John Bosco, who works for the Northern Africa region, care lucrează ca secretar regional pentru partea de nord a continentului african. And I asked him to visit this brethren. Și l-am rugat să viziteze pe acești frați. So Brother Bosco arrived there. Așa că fratele Bosco s-a dus acolo. And not long after his arrival, și nu mult timp după ajungerea lui, he got sick. S-a îmbolnăvit. And he was very sick. Și a ajuns foarte bolnav. And his leg was swollen. Piciorul său se umfla. And he was talking to me every day. Și vorbeam la telefon cu dumnealui în fiecare zi. And when I saw he was getting really sick. Și când am văzut că se înrăutățește situația dumnealui, I was afraid he would die there. M-am temut că va muri acolo. So I told him, Brother Bosco, go back home. Și l-am rugat, frate, pleacă acasă, gata. So he could not study much with the brethren. Așa că n-a mai putut continua să studieze cu acești doi frați interesați. He went back home. S-a întors acasă. And there were some problems in that region in Africa. Erau ceva încurcături, ceva probleme în acea parte a Africii. And for about one year, Brother Bosco could not return to Sierra Leone. Și aproape un an de zile, fratele lui Bosco nu i-a fost posibil să se întoarcă în Sierra Leone. So he had to continue studying with his brethren online. Așa că a trebuit să continuăm studiile cu acești frați prin internet. They decided to join our church. Și așa că s-au hotărât ei să se alăture bisericii noastre. And they said, we have been sharing their studies here. Și au spus dumnealor, deja împărtășim studiile cu mulți alți interesați. And we have more people that have accepted the message. Deci mai sunt și alți oameni care au acceptat această solie. So finally, after many difficulties, și în cele din urmă, după multe dificultăți, Brother Bosco went back to Sierra Leone. Fratele Bosco s-a putut duce să viziteze din nou Sierra Leone. He finished the studies with the interested people. A terminat studiile cu acest grup de oameni interesați. And he baptized these two pastors and 98 more people. Și au fost botezați acești doi pastori și alți 98 de suflete. So it was a baptism of a total of 100 people. Deci au fost în total 100 de suflete care s-au botezat în ocazia aceea. And we were very happy. Am fost foarte bucuroși. But Brian, as I said, as I mentioned, life is not easy for us here in this world. Dar așa cum spuneam, viața nu e ușoară.
Not long after, just few months after the baptism. Deci nu mult timp, doar câteva luni după acel botez, there was a mudslide, a big one in the region where some of our members live. A fost o alunecare de teren în acea parte a țării despre care noi vorbim. And unfortunately, we lost 20 of our members. Și din păcate 20 dintre frații noștri de curând botezați au pierit. They sent me some pictures of the disaster. Mi-au trimis poze cu dezastrul acela, cu catastrofa respectivă. I never showed anyone those pictures. Niciodată n-am arătat cuiva acele poze. And I'm not going to show it, don't worry. It's too ugly. Nu vă temeți că n-o să vi le arăt nici dumneavoastră, e cu totul cutremurător. But they are resting Jesus Christ. Dar ei iubesc pe Domnul Iisus. And the work is going well. Despre cei care au decedat, fratele spunea, ei se odihnesc în Hristos. And despite all difficulties, the work is progressing in Sierra Leone. În ciuda tuturor dificultăților, lucrarea înaintează în Sierra Leone. The brethren are now building a school for our children there. Frații construiesc acum o școală pentru copiii noștri din acea țară. They already built a simple church. Au construit o biserică simplă. And it with a struggle, but the work is going. Și e adevărat că e cu luptă, dar lucrarea înaintează. So I ask you to please pray for the brethren. Așa că vă rog frumos să vă rugați pentru frații noștri. Recently, one of those pastors that came to that joined in the beginning. De curând, unul dintre cei doi frați care au venit în biserica noastră de la început. He is now the field president there. Este chemat să lucreze ca președinte al câmpului acelei țări. And he was taken to jail. Și a fost luat în închisoare. So I was able to talk to him. In the prison. Am putut să îl contactez la telefon în închisoare. And I asked what happened because the secretary called me and said brother Matthias is in prison. Pentru că secretarul acelui câmp m-a sunat și mi-a spus despre acest frate că se află în închisoare, l-am sunat pe frate și l-am întrebat ce s-a întâmplat. So he explained to me what happened. Mi-a explicat ce s-a întâmplat. There in Sierra Leone is a crime to have a church and don't pay for the registration every year. În această țară este o crimă să ai o biserică și să nu plătești înregistrarea acelei biserici în fiecare an. So every year they have to pay to renew it, the registration. Și prin urmare ei trebuie să plătească în fiecare an o înnoire a acelei permisii pe care guvernul le-o dă. And the IMS church had not paid their registration for some years. Și asta se întâmpla că biserica IMS n-a plătit registrarea dumnealor timp de câțiva ani. And the person in charge of checking it, și persoana care a verificat în dosare cine plătește, cine nu, is an Adventist. Este un adventist. And he doesn't like our church. Și se pare că nu așa îi place dumnealui tare mult biserica noastră. And when he saw that the IMS church had not paid in, și când a văzut că IMS n-a plătit, he thought it was our church. El s-a gândit că e a noastră biserică cea care n-a plătit. He confused the two churches. Deci s-a, da, cum să zic, încurcat el în percepția care biserică e care. So he sent the police and got our pastor. Și așa că a încheiat formalitățile, a trimis polițiștii care l-au arestat pe fratele nostru. And they kept him there for 3 days. Și l-au ținut în închisoare 3 zile. Until we could clarify it. Până am reușit noi să clarificăm cum e treaba. And show them that we paid for it. Și să le putem demonstra că noi plătisem în dreptul bisericii noastre ce datoram statului. Then finally they let our pastor. Până în cele din urmă l-au eliberat. But one day when I called brother Matthew, dar când l-am chemat pe acest frate Matia, you know, he was trying to show encouragement that he was encouraged. Deci el a încercat să-și arate faptul că era încurajat. But there was a moment he could not hold it. He started crying. Dar cu tot curajul dumnealui, la anumite momente nu se mai putea abține și izbucnea în plâns. And I sympathize with him, brother. We do the best to obey the laws. Și am încercat și eu să-l încurajez de departe și să-i spun, frate, să încercăm să facem tot ce putem mai bine într-o păzirea legilor țării. And now to be treated as a criminal, it's not easy.
Și e adevărat că după aceea să fii tratat ca și criminal nu-ți pică bine, nu-i ușor. But thank God our brethren right now they are in peace. Mulțumim Domnului că la acest moment frații noștri sunt bine, sunt and the work is progressing. Iar lucrarea înaintează. So pray for our brethren. Așa că vă rugăm frumos rugați-vă și pentru frații din Sierra Leone. And after the next music, then I want to talk to you a little bit about Colombia and we are going to show you some photos. Acum o să ascultăm o cântare și după aceea aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva imagini din Columbia.